Ieri m-a sunat din Viena, Danton Maduliu, unul dintre cei mai mari pasionați de Eminescu și un mare mescolog, că vrea să introduc în cartea recordurilor pe Eminescu, pentru că Eminescu are cele mai multe monumente, cele mai multe medalii, plachete, insigne, materiale dedicate de-a lungul timpului lui. El a intrat în cartea recordurilor cu poemul Luceafărul, dar acum vrem să le introducem și cu acest fapt. Eminescu e mult mai mult decât o sumă de recorduri măsurabile, iar la 170 de ani de la nașterea sa încercăm să îl căutăm în sufletul și în spiritul contemporanilor noștri. Și sunt împreună cu noi, rând pe rând, dintre colecționari Mihai Costin, Ana și Mihai Iacob, dintre criticii și istoricii literari, profesorii Eugen Simion și Ioan Cristescu, artiști interpreți Claudia Motea, Felix Goldberg și multe dintre marile voci care i-au dat glas lui Eminescu și ni-l țin viu într-un inefabil ADN cultural. România are cel mai mare muzeu virtual dedicat lui Mihai Eminescu. Se cheamă Muzeul Virtual Mihai Eminescu. Este cel mai mare din lume dedicat unei personalități culturale. Domnul Danton Maduliu este realizatorul, directorul acestui muzeu și include piese care s-au realizat de-a lungul timpului pentru Eminescu, inclusiv poezie Eminescu. Deci intrați simplu pe Muzeul Virtual Mihai Eminescu și veți vedea toate datele. Poate că ar trebui să aflu de la dumneavoastră cum a pornit această pasiune. Cu ce ați început? Cu medalion, cu medalie, cu insignă. Unele le-am primit la diferite manifestări, iar altele am început să le caut. Să știți că eu 18 ani am căutat o medalie care a fost bătută rară undeva în 1947. Ce-ați scoate în Sunt unde, spre exemplu, piese, am făcut rost de curând de 5 tablouri care au fost făcute prin anul 1930, realizate pentru o carte Luceafărul Eminescu. Vreau să vă spun că Eminescu este bătut în ghilimele de rigoare în toate metalele. Aur, argint, tombac, zamac. Primul medalion s-a bătut în 1889 după moartea lui din argint. El a fost folosit în 1916, cineva a gravat pe el 1 martie. Deci a fost folosit și ca mărțișor. Vreau să vă spun că de peste 2 ani de zile, împreună cu Danton Maduliu, ne străduim să convingem pe parlamentarii noștri să inițieze un proiect pentru Muzeul Național Mihai Eminescu. Sunt atât de multe fețele lui Eminescu sau fețele sub care Eminescu vine și se înfățișează încă o dată prin fiecare dintre cei care vin dinspre el, se simt ai lui. Suntem cumva prinși în această, pot să-i spun, plasă de siguranță inefabilă și de aur deodată pe care ne asigură Eminescu. Așadar, fiecare dintre creatori s-a simțit cumva, nu știu dacă dator, poate chiar obligat să îl înfățișeze, să-l prelungească prin sine pe Eminescu. Și atunci sunt multe lucrurile de valoare pe care le avem și care poartă, într-un fel, numele său. Vorbim despre, sigur, cărți, vorbim despre tablouri, vorbim despre artă plastică în general și despre alte cărți care vin dinspre Eminescu. Și acum, sigur, le știți pe cele mai interesante, pe cele mai importante, pe cele mai valoroase și care, la rândul lor, cred că vor genera din solul ăsta proteic alte și alte continuări ale lui Eminescu. Sigur că chiar imediat după moartea lui Eminescu au apărut ediții și au apărut comentarii. Profesorul Ioan Cristescu. Foarte multe pe marginea vieții și operei sale. De asemenea, în canonul literar nu putem să trecem peste cercetările lui Călinescu, Prepesicius, Batamaniuc, Scurtu și alții. Așa cum ar fi firesc și să nu ignorăm și opiniile contra ale detractorilor lui Eminescu. Din tot ce a apărut și tot ce s-a întâmplat, reiese că fără Eminescu nu trăim. Nu avem cum să existăm, chiar dacă îl iubim, chiar dacă facem parte dintre detractori. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că opera lui, atât de vastă și atât de complexă, naște și în ziua de azi comentarii și naște tot timpul o curiozitate înspre el. A fost curiozitatea celor care au popularizat, cum au fost libretele muzicale, romanțele, celebrele romanțe. În același timp, pe marginea operei sale, s-au produs și capodopere ale artei plastice, să vorbim doar de Ligia Macovei sau de Ciucurencu, dar și alții. Aproape nu este artist plastic care să nu-și fi încercat mâna pe Eminescu. Și sufletul. Și sufletul, sigur. A fost prezent și în film, interpretări ale operei sale în diverse filme artistice sau documentare, de-a lungul timpului au fost mari actori
care și-au pus talentul în slujba operei lui Eminescu. Avem mari recitări de poezie, ca să îi enumăr numai pe Ion Caramitru, pe Eusebiu Ștefănescu, pe Dorel Bișan. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce-i rău și ce-i bine, te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte vreme trece. Vreme vine. El se pare că a ocupat aproape tot ceea ce înseamnă creativitate post-emineștiană. Recitind munca lui de gazetar, îmi dat seama că el în scrierile politice, dar și în cele de teatru, despre artă, este contemporanul nostru. În scrierile politice și sociale, se pare că nimic nu s-a schimbat. Așa încât l-am putea numi și un mare analist politic. Realitatea pare că nu s-a schimbat. Stilul în care o aborda la vremea sa este unul valabil și pentru vremurile acestea, cu siguranță. Nu numai stilul. Eminescu avea un simț al observației extrem de percutant. Și ceea ce observa, fiind deținătorul unei limbi românești foarte flexibile, o limbă românească pe care el a cizelat-o, limba românească literară, nu este doar un clișeu. Cum s-a scris înainte de Eminescu, nu s-a mai putut scrie după Eminescu. Vrem să așezăm țara noastră, România, pe bazele valorilor. Numai că nu mai știm cum arată și ce este o valoare. Eminescu spunea despre valorile dinaintea lui, despre mari cărturare, neamuri, că deșteaptă în sânul nostru dorul țării cei străbune și revarsă în vechi icoane a istoriei minune. Vremea lui Ștefan cel Mare, zimbrul sobru și regal. Iar noi epigonii, gândiri reci, arfe zdrobite, mici de inimi, mari de patim, inimi bătrâne, urâte, Dumnezeul nostru, umbră, patria noastră, o frază. În noi totul e spoială, totul e lustru, fără bază. Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri, noi privirea scrutătoare ce nimic nu însemnează, ce tablourile minte, ce simțirea simulează, o convenție totul. Ce-i azi drept, mâine niciuna. Poți fi o lume întreagă, poți o sfară, orice spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Printre manuscrisele eminesciene au fost găsite mai multe cuvinte, mai multe cuvinte ascunse. În om există un șir nesfârșit de oameni. Astăzi vin cu aceste cuvinte găsite printre manuscrisele lui Eminescu. Am pus destinul lumii într-o inimă de om. Poeta, actriță Claudia Motea. Și de fapt, ce reprezintă Eminescu? Versul lui Eminescu înseamnă rugăciune. O rugăciune care plânge sau care cântă. Eminescu, de fapt, este acel domn atotputernic al limbii noastre române. Prin el este acea sete a noastră, setea de infinire și este acel semn al virtuții de a continua. Am adus alături de mine pe clarinetistul Felix Golbach. Înainte. Stăteam așa și
Mă uitam la cer și mă întrebam în sinea mea de ce oare ele privesc așa, cu acest dispreț aristocratic spre pământ. Dar atunci, Hiperion m-a învățat zborul. Și fruntea mea a ajuns atât de aproape de cer, până când s-a izbit de tâmplă cer. Și voi, norilor, oare veți ști voi oare de ce rămân atâtea în veci? De ce rămân atâtea în veci? Și numai omul moare. Și apoi a fost acea poveste de dragoste, când primele mele cuvinte de dragoste erau din versurile lui. Și versurile lui deveniseră cuvintele mele. Cuvintele mele le simțeam atât de mult, erau precum păsări. Păsări cărora le auzeam zborul împrejurul inimii. Și atunci eu am înțeles că inima se poate sufoca chiar și de prea mult cer. Și totul a devenit doar atât, înaintea lui și după timpul lui. De ce căderea florilor și a frunzelor ne doare? De ce rămân atâtea veci? Și numai omul moare. Atâta timp cât pe aceste pământuri soarelui îi se va zice soare, iubirii iubire, poeziei poezie, Eminescu, Eminovici, Eminul, marele nostru Mihai Eminescu nu va fi tăgăduit. Cum ar fi trebuit să sune acea întâlnire ideală între Enescu și Eminescu? Chiar dacă la 1850 Eminescu s-a născut, la 1881 George Enescu s-a născut, paralela pe care eu am simțit-o întotdeauna la Botoșani, cel mai apropiat, fiind copil născut acolo într-un sat din Botoșani, aproape de Ipotești și de Liveni, sunt mândru că-s din Mândrești, din Botoșani, am simțit de acolo această bogăție pentru că am avut șansa să văd o filarmonică aproape de casă, cântând, și totdeauna Eminescu a fost pus în valoare la Botoșani, Teatrul Mihai Eminescu se numește, și am simțit această paralelă de mic între muzica lui și poezia lui Eminescu prin sunet și vers sunt foarte apropiate. De aceea astăzi am încercat o paralelă la Rapsodia I spre partea modernă a zilelor noastre. Nu vin niciodată pregătit de acasă, vin efectiv să văd concertul și pe loc încerc să fac o improvizație între perioada romantică și contemporană. Rapsodia I, în care primul acord este dragostea către el. Nu există ceva mai românesc decât Rapsodia I, culmea, scrisă pentru clarinet. Mm.
Se întâmplă un lucru pe care poate că nu l-am simțit atât de acut ca acum. Eminescu nu se lasă prins în muzeu, într-un disc, într-o carte. El face într-una ca în jurul lui să apară ceva nou. Ne stârnește într-un fel stările, dorurile și creativitatea. Așa simt că s-a întâmplat și astă seară și vi se întâmplă cu gândul la el venind de acasă, cu el, cu ei, cu amândoi. Da, chiar Claudia m-a întrebat de ce am două clarinete astăzi cu mine. Le am pentru că Iubirea lui Enescu a fost scrisă în la major, acel clarinet era în la și l-am finalizat în si bemol. Și Claudia m-a întrebat de ce am două clarinete. Culorile sunt diferite, timbralitatea e pe două culori diferite și atunci asta este frumusețea între noi, pentru că eu am vrut să o surprind, ea întrebându-mă de ce cu două. Am vrut să fie ca personajul Făt frumos din Lacrima al lui Mihai Eminescu. Ăla umbla cu două fluiere la el. Unul era pentru Doine și unul pentru Horă. E o țară întreagă strânsă, de fapt, într-o constatare că două clarinete, două fluiere, fluierul îngemănat, sufletele îngemănate, Eminescu ne stârnește. De fiecare dată iese altceva din sufletul nostru în legătură cu el. Păi este, pentru că Eminescu e noi, e cu noi. Există în fiecare dintre noi, în ființa noastră și totodată se naște cu orice nou om venit, nou născut. Deși el este veșnic, el nu se repetă. El trăiește prin noi, cu noi, așa cum timpul și noi, fiecare, suntem unici și trăim fiecare moment într-un alt fel, așa și Eminescu. Vom reuși nu să înțelegem ce e stârnirea aceasta a lui către noi? Este o provocare de a trăi demn, de a trăi cu conștiință națională, așa cum se spune că el este domnul atotputernic al limbii române, ca să ne cinstim limba noastră. Toate sunt vechi și nouă, toate! Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicive echipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înveți de-al lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace, lumea e veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera. Vă aduceți aminte cum intra în viața dumneavoastră Eminescu? Aveți o asemenea amintire? Ce a fost la început pentru dumneavoastră Eminescu? Sau cum? Sunt două evenimente, cred, așa, în viața mea personală. Și anume, la 18 ani l-am citit prima dată pe Eminescu. Tot. Academician Eugen Simion. Adică, în ediția pe care am găsit-o. Cred că era o ediție și cu postumele lui Eminescu. A fost o revelație. A doua lectură, cu spiritul mai copt, la 40 de ani. A fost o lectură semiotică. Eco zice că sunt două tipuri de lecturi. Lectura afectivă, de pildă cum a fost lectura mea de la 18 ani, și pe urmă e lectura semiotică, în care citești cu creionul în mână, îl plasezi pe scriitor. Eu i-aș spune altceva, o lectură gânditoare, pornind de la ce mi se întâmplă mie când citesc un volum de poezie, dacă e bun volumul. Citesc, îl mai pun deoparte, mă gândesc, o reconstitui într-un fel, o recompun din punctul meu de vedere și până revin. O lectură gânditoare. Între timp l-am citit mereu, ca să spunem așa. Am scris o carte despre proza lui Eminescu. A fost prima mea carte, în 1964. L-am citit iarăși cu altă stare de spirit, acum, în ultimele decenii. În realitate, revenim la Eminescu, îl consultăm. Și cum zicea Noica, zicea bine, nu plecăm cu mâinile goale. Dar evenimentul capital, într-un fel, a fost atunci când, în ultimul an de facultate, profesorul meu de italiană, D.D. Panaitescu, fiul lui Perpesicius, mi-a mijlocit o întâlnire cu Perpesicius și acesta mi-a propus să fac parte într-un colectiv, colectivul Eminescu, colectiv care să-l ajute pe el la terminarea ediției. El a început ediția în 1933, până în 1956, când s-a petrecut ce povestesc, nu a ajuns decât la volumul 5. Aceea a fost prima întâlnire cu atelierul de creație a lui Eminescu și anume cu proza lui Eminescu. Eu am copiat de mâna mea proza și dicționarul de rime. Acei 5 ani pe care i-am petrecut zi de zi la bibliotecă, cu manuscrisele în față, au fost pentru mine esențiali.
Mi-am dat seama de altceva. Ce reprezintă o muncă de asta? Nu se face o ediție. Cum arată manuscrisul? Cum arată dicționarul de rime, de pildă? Nu știam. Și când am copiat, poetul s-a inventat o limbă, a lărgit atât de mult vocabularul românesc încât a putut cuprinde toate conceptele filozofiei. Adică a fost o întâlnire mirabilă, ca să spun în termenul lui Blaga. Între 1962-3-4 și, să zicem, 2004, poate că nu greșesc, atunci când apărea primul volum din Opere Fundamentale și era vorba despre Eminescu, două tomuri, s-au întâmplat destule și, din fericire, s-au făcut destul de multe pentru Eminescu. Poate că nu e cazul să le enumerăm pe toate. E începutul colecției, cu asta am început. Sigur că da, dar am putea zice că stăm bine acum cu punerea lui în valoare sau poate cu punerea lui în biblioteci și nu știu dacă în circulație cât ar trebui. Ce simțiți că putem să facem astăzi? Mai putem sau trebuie să facem astăzi pentru Eminescu? Pentru că de la colecții personale în care unii și alții se străduiesc să aibă ediții princeps, insigne, medalii, tot ceea ce ține de Eminescu și până la rostirea versurilor lui, el e cumva al nostru, dar mi se pare că nu cât ar trebui. Ce putem face chiar azi, în ianuarie 2020? Ce spuneți cu reproducerea ediției Princeps, cu ediții frumoase? E foarte bine. Toate acestea fac parte din ceea ce putem numi cultura literaturii. Orice mare scriitor are nevoie de hotare și atunci el trebuie pus în față cu tipărituri, cu comentarii de acest gen. În cazul lui Eminescu s-a făcut ceva esențial, cred eu, și se face în continuare. Poate nu în măsura în care trebuie și nici în ritmul care ar fi necesar. Avem ediție, Perpesiciu n-a dus-o la capăt, dar au venit alții care au dus-o. După aceea, în colecția Opere Fundamentale, noi l-am publicat în 6 volume. Am reluat ediția Perpesiciu, care este cea mai bună. Ce ar mai trebui să facem din acest punct de vedere? În primul rând, ar trebui să-l negăm tot timpul pe Eminescu. Cum s-a întâmplat, cum se întâmplă. Sunt două categorii. Sunt zelatorii lui Eminescu, care ne nebunesc cu superlativele lor goale, abstracte. Și delatorii lui Eminescu, care tot îi reproșează câte ceva. Și nu lucru oarecare. Consider că noi suntem un poet național, de pildă. Deci ar trebui, deodată, această mistificare, falsă mitologie din jurul de Eminescu. Asta trebuie să o dăm la parte. Și a început-o chiar Călinescu. Dacă vă amintiți, în primul volum din opera lui Eminescu, din anii 30, așa începe, că Eminescu este, în fond, sugrumat, ca mers statuia lui este sugrumată de această vegetație care crește și îl năbușe. Vegetația era, dintr-un sens sau altul. Și ar trebui odată să rămânem cu opera lui în față. Să vină un ochi proaspăt și să vadă dacă nu ghicește acolo. Perpetuit să tea, nu greșesc, o săptămână în fața unei pagini, că eu stăteam lângă el, trăgeam cu ochiul. Mi-a arătat și mie, într-un fel, așa, să vadă dacă eu am vedere mai bună. Cum se poate citi? Pentru că sunt multe care au scris cu o grafie greu de. Deci, asta trebuie să facem. Trebuie reluat această ediție, odată. După aceea, zic eu, lucru fundamental pe care trebuie să-l facă generația nouă și generații ce vor veni. Până acum, mari critici români au spus ce au putut, ce știu despre Eminescu. Dacă orice mare poet și orice mare gânditor, Eminescu un gânditor, în proza lui politică, el este un gânditor, un om al conceptului, un om care era la curent prin cultura germană, cu ce era în lume și ce se discuta. Trebuie reinterpretate acest lucru. Altceva? Ar trebui să introducem în discuția noastră și școala, să introducem manualele școlare, cum este văzut Eminescu. În general se vorbește bine despre Eminescu, dar dacă eu am observat bine, consultând diverse manuale, este mărunțit, este fragmentat. Pentru dumneavoastră, care este versul din Eminescu? Da, este unul. Primul vers din Odă în metro antic. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Un vers format din trei verbe. Zic că dacă aș pleca în lume, aș pleca
cu acest vers, asta mă ține. Cum ați pornit și ce ați reușit să adunați în sipetul personal? În anul 1965, când am absolvit clasa a șaptea, am luat premiul întâi la Școala Generală din Pârcovaci, ce aparține de orașul Hârlău. Printre cărțile care au fost date la premiu, s-a numărat și Viața lui Mihai Eminescu de George Călinescu. În vacanța respectivă, care a urmat după anul școlar, am citit această carte. Carte care m-a impresionat foarte mult și pe undeva o părticică din această carte făcea și referire la viața mea. Eu fiind copil, tatăl meu a fost pădurar și deci fiind băiat păduri cu trei ram, m-am atașat și mai mult de Eminescu în afara programei școlare. Am început să colecționez vederi cu statuile lui Eminescu de la Iași, din grădina Copoș și de la biblioteca Mihai Eminescu, iar în 1969 am primit o carte poștală de la librăria Cartea prin poștă, pe care era un bust Eminescu și această carte poștală există și acum în colecția mea. Se fac atâtea. Fiecare îl ia pe Eminescu pentru acasă, pentru a-l aduce apoi în văzul tuturor, așa cum l-a simțit sau a reușit să-l adune exact, mai bine. Exact, cu creativitatea stârnită exact, exact. De fiecare dacă dată. Dacă vă uitați pe pereți, fiecare pictor îl vede în felul său, îl face în felul său, atât în pictură cât și în medalie și în grafică. Cum a zis Arghezi, Sfântul Preacurat al Ghersului Românesc. A spus și continuăm să-i căutăm definiția cea mai nuanțată, pentru că Eminescu știa să caute cuvântul cel mai potrivit și acum fiecare, cu puterea de înțelegere pe care o are față de Eminescu, se străduiește să mai adauge poate un carat în plus la acest diamant care e personalitatea lui Eminescu. Și aveți dreptate. Fiecare eminescolog în viață care sunt acum, că pot să-i numărez câțiva dintre ei foarte buni, Nicolae Georgescu, Teodor Codreanu, Dan Toma Dulciu, am dat doar câteva exemple, caută să scoată din arhive tot ce nu se știe despre Eminescu. La 170 de ani de la nașterea sa, anul trecut au fost 130 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, Eminescu este în continuare acest spirit viu pe care simțiți nevoia să nu-l lăsați. E mult prea puțin din ceea ce trebuie să facem noi pentru Eminescu. Poate că acesta e gândul cu care ar trebui să încheiem, urându-ne timp cât mai puțin până când să fie proiectat și isprăvit acest muzeu pe care îl datorăm lui Mihai Eminescu. Suntem datori pentru Eminescu întru totul. Am editat în toamnă, împreună cu Academia Română, cu Fundația Națională pentru Știință și Artă, o lucrare extrem de interesantă a unui cercetător al operei eminesciene, care a fost și la Ipotești. Domnul Coșereanu a refăcut ediția neterminată și cu multe sincope a lui Dumitru Murărașu. În același timp, fiindcă vorbim despre Eminescu astăzi, Muzeul Literaturii Române este strâns legat de posteritatea lui Eminescu. Și prin Perpesicius, dar și prin Petru Creția și prin Dimitrie Batamaniuc. Toți au lucrat la Muzeul Literaturii, toți s-au ocupat de Eminescu și cele mai interesante, până la urmă, dovezi ale trecerii lui prin spațiul românesc și prin alte spații sunt puse în pagina de acești mari cercetători. Iar nouă, între cele care ne rămân de făcut, ar fi o vizită în spațiul special dedicat lui Eminescu la Muzeul Literaturii în Crețulescu, să ne lăsăm oglindiți în dispozitivul care ne leagă de viitor și în care, într-un fel, e și exactitate și fantezie și sufletul vizionar, mintea vizionară a lui Eminescu. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Sunt Mihaela Helmis și mă bucur să fi avut oaspeți în Ziua Culturii noastre la o întâlnire a contemporanilor cu nesfârșitul în ADN-ul nostru cultural Eminescu, aspectul continuu.